Dragi frați și surori, vă binecuvintez în numele Domnului Isus și mă rog acolo unde sunteți, harul Lui să fie peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră, peste inimile dumneavoastră. Am continuat citirea Scripturii și în zilele acestea ne-am oprit asupra psalmilor de la 40 la 48. Aș vrea să avem câteva cuvinte, câteva îndemnuri, câteva îmbărbătări din psalmii aceștia și să lăsăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare inimile. E așa de frumos, e așa de frumoasă perioada aceasta de citire din Scriptură pe care o parcurgem prin Cartea Psalmilor și ne aducem încă o dată aminte cât de multe situații de viață acoperă Cartea Psalmilor, cât de diferiți au fost oamenii care au scris rugăciunile lor către Dumnezeu, din ce stări diferite, prin ce situații diferite au trecut și cred că fiecare dintre noi ne regăsim în aceste rugăciuni adresate către Dumnezeu. Psalmii aceștia pe care i-am avut de citit sunt psalmi deosebiți, printre ei sunt psalmi foarte cunoscuți, foarte citați, foarte cântați. Psalmul 40, un psalm al izbăvirilor lui David, psalmul 42, în care fiii lui Core își exprimă tânjirea către Dumnezeu cu aceste cuvinte: cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Apoi psalmul 45, o cântare de dragoste a fiilor lui Core adresate Domnului Isus. Este un psalm mesianic, profetic. Ei lasă ca acele cuvinte de laudă care clocotesc în inima lor să se exprime, să iasă în afară ca pana unui scriitor iscusit. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. Unul din psalmii mei preferați. De data aceasta însă, pentru gândul acesta pe care vreau să-l avem împreună, m-am oprit la psalmul 44, care este un psalm mai puțin cunoscut, mai puțin folosit în părtășiile noastre și n-am putut să-i dau un alt titlu sau o altă tematică decât a fi un psalm de reproș, adresat din partea psalmistului, a fiului lui Core, către Dumnezeu. El începe promițător, începe evocând lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut, cum fac și alți psalmi. Spune despre izbăvirile lui Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu le-a dat țara și s-a îngrijit de poporul său până atunci, despre faptul că Dumnezeu este sprijinul psalmistului și cel care îi asigură biruința, îi garantează biruința. Și ajunge până acolo încât în versetul 8 spune: noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Și apoi urmează o afirmație sau o serie de afirmații de-a dreptul șocante și neașteptate, în care el spune: dar Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ești cu oștirile noastre. Continuă: ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri, vinzi pe poporul Tău pe nimic și nu îl socotești de mare preț. Și apoi se justifică cumva și își dă seama că aceste situații grele prin care ei treceau ca și popor nu se întâmplă datorită păcatului, nu sunt o pediapsă datorată păcatului. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să Te fi uitat, fără să fi călcat legământul Tău. Dar din pricina Ta suntem înjunghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Și apoi mi se pare punctul culminant în versetul 23, când strigă psalmistul la Dumnezeu: trezește-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-Te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce Ți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Nu vreau să pierdem din vedere că lucrurile acestea n-au fost puse undeva ascuns, undeva unde să nu-l audă nimeni. În antetul acestui psalm, ca și al multor altor psalmi, spune către mai marele cântăreților. Și m-am gândit câți dintre noi am fi gata să facem o astfel de rugăciune în public, în biserică, sau să cântăm cântări care să aibă acest mesaj. Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a fost, dar acum nu mai este. Dumnezeu ne-a uitat, ne leapădă, ne acoperă de rușine. Câți dintre noi am cântat așa cântări la adunare, la întâlnirile noastre publice? Psalmul acesta, ca și ceilalți, a fost un psalm destinat a fi cântat la închinarea de la templu. A fost destinat mai marelui cântăreților. Și mi se pare extraordinar lucrul acesta și am mers un pic mai adânc decât cuvintele psalmului. Știți, oarecum suntem obișnuiți, au fost și alți oameni în Scriptură care au adresat cuvinte de genul acesta lui Dumnezeu. Tocmai am trecut prin cartea lui Iov și ne aducem aminte cum a vorbit Iov despre Dumnezeu și cu Dumnezeu în prima parte a prelegerilor sale, până ca Dumnezeu să îi se descopere. Ne aducem aminte că la un moment dat Ieremia spune și el, îi pune niște întrebări lui Dumnezeu și spune: Tu ești prea drept, Doamne, să mă cer cu Tine, totuși aș vrea să Te întreb de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce lucrurile merg așa cum merg. Și mai sunt și alți oameni care oarecum îl trag la răspundere pe Dumnezeu. Ceea ce mie mi se pare extraordinar și frumos la toate aceste cuvinte, dar în special la acest psalm, care este o rugăciune și care ar fi putut să se piardă între ceilalți 149 de psalmi. Ar fi putut așa simplu să fie înlocuit. Cu siguranță au fost mult mai multe cântări compuse pentru închinarea publică de la templu. Să fie altul în loc de psalmul 44. Ăsta nu-i potrivit. Până la urmă, e chiar incorect, teologic. Spune: trezește-te, pentru ce dormi, Doamne? În psalmul 121 vine mai aproape de adevăr cel care a scris și spune: iată că nu doarme, nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Până la urmă, e chiar incorect, teologic. Ce caută? Ce caut acolo? Mi se pare extraordinar că Dumnezeu, în suveranitatea și în înțelepciunea Lui, a lăsat acest cuvânt să rămână pentru generațiile care urmează și pentru generația noastră ca și cuvântul lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu lasă scris ca oamenii să cunoască despre El, despre descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu despre om. În revelația lui Dumnezeu despre om are loc și un astfel de psalm. M-am gândit că trebuie să fie un secret, trebuie să fie un motiv pentru aceasta. Și, în primul rând, motivul cred că este acesta cunoscut și pe care vreau să ni-l aducem aminte și să nu îl pierdem din vedere. Avem nevoie să ni se aducă aminte des, pentru că suntem ființe slabe și vulnerabile. Psalmul acesta a fost scris de aceiași oameni care au scris psalmul 45, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Aceiași oameni au scris psalmul 42: cum dorește un cer izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și oamenii aceștia au trecut prin situații, au trecut prin văi ale plângerii, care au smuls din ei cuvintele acestea: trezește-te, pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te, nu ne lepăda pe vecie. Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși cu oștirile noastre. Ne aducem aminte că oamenii lui Dumnezeu au stări de vârf și stări de vale, stări în care îl simt pe Dumnezeu așa de aproape cât inima lor clocotește de cuvinte de laudă și stări în care îl simt pe Dumnezeu atât de departe sau de absent încât au impresia că i-a părăsit și că s-a întors cu spatele către ei. Ei nu încetează să fie oamenii lui Dumnezeu. În astfel de stări în care prezența lui Dumnezeu nu se mai descoperă cu atâta căldură, cu atâta binecuvântare față de ei, ei nu încetează să fie oamenii lui Dumnezeu. Și ceea ce ei au scris a fost luat de Dumnezeu și inclus în ceea ce se numește Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. E așa de important și pentru noi să ne aducem aminte de lucrul acesta. Dumnezeu nu se schimbă și în relația noastră cu Dumnezeu, singurul lucru care poate schimba ceva este păcatul. Doar păcatul, doar o inimă rea și necredincioasă poate schimba ceva în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. În rest, circumstanțele vieții, situațiile vieții sau simțămintele inimilor noastre ne afectează doar pe noi, afectează mintea noastră, afectează înțelegerea noastră de multe ori, dar nu afectează relația noastră, legătura noastră cu Dumnezeu. Și asta e un lucru minunat de care să ne aducem aminte. În al doilea rând, ceea ce mi se pare extraordinar din psalmul acesta, așa cum am spus, este că deși a fost o rugăciune și se putea pierde între toate celelalte, Dumnezeu a lăsat-o pe paginile Scripturii cu gândul acesta pentru noi. Ca noi să știm că niciun cuvânt pe care îl spunem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune nu se pierde și nu este disprețuit de Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun, chiar că nu este cel mai corect teologic și în niciun fel noi nu trebuie să tragem concluzia că pe Dumnezeu nu-L interesează teologia noastră, felul în care înțelegem Scripturile sau ceea ce credem despre El. Până la urmă, incorectitudinea asta teologică a rugăciunii fiilor lui Core nu venea dintr-o delăsare sau dintr-un spirit lumesc sau din alte motive păcătoase, ci venea dintr-o dorință prea aprinsă, dintr-o dorință, o tânjire deosebită după Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu și teologia și dragostea sunt importante, dar dragostea merge înaintea teologiei. Tânjirea noastră după Dumnezeu merge înaintea corectitudinii politice, să spunem așa, să spunem toate cuvintele potrivite și frumoase despre Dumnezeu. Nu cred că trebuie neapărat să învățăm să ne rugăm ca fiii lui Core. Nu știm ce situație au traversat, ce problema a vieții a putut să smulgă astfel de cuvinte din gura lor. Cred că mai degrabă ar trebui să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm în ce privește rugăciunile noastre. Vă spun sincer că citind și meditând la psalmul acesta, în zilele acestea, am fost încurajat să mă rog mai mult și mai atent, în sensul că am știut că fiecare cuvânt pe care îl spun este cântărit și auzit de Dumnezeu. Cine știe? Cine știe dacă nu rugăciunea mea, dacă nu rugăciunea ta ar fi putut fi peste ani parte a cuvântului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să știe, să arate generațiilor viitoare cum se roagă oamenii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a încheiat. Dar eu asta învăț. Dumnezeu ia aminte la fiecare rugăciune. De multe ori noi ne gândim și ne evaluăm rugăciunile dacă sunt ca și în Psalmul 45, un clocot de cuvinte de laudă, știm că Dumnezeu a fost acolo și a primit și a fost o jertfă bună înaintea Lui. Dacă nu, noi ne rugăm ca și disciplina rugăciunii, dar nu credem că Dumnezeu chiar a băgat în seamă rugăciunea noastră. Nu este așa. Dumnezeu ne bagă în seamă rugăciunea. Dumnezeu ne aude și ne notează rugăciunea acolo în cartea sa. vă încurajez și cuvântul lui Dumnezeu să ne încurajeze să ne rugăm în orice situație, mai scurt, mai lung, orice cuvânt pe care îl spunem peste zi, să-l spunem cu conștiința, cu greutatea faptului că Dumnezeu este lângă noi și ne ascultă rugăciunea și ia aminte la rugăciunea noastră. Aș vrea să fie o încurajare pentru noi și aș vrea ca rugăciunea noastră să fie făcută cu gândul acesta. Dumnezeu aude și cuvintele slabe și cuvintele sărace. Niciodată rugăciunea să nu fie abandonată. Astăzi nu-i ca ieri. O, mai are rost să continui. Ba da, are rost. Are rost. Pentru că din cuvintele acestea auzite și primite de Dumnezeu, El poate să dea apoi un harul care să nască Psalmul 45 din Psalmul 44. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să închei cu versurile acelea pe care noi de multe ori le cântăm și să continuăm să le cântăm și să le credem cu o mai mare greutate și cu o mai mare bucurie. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne asculte rugăciunile. Amin.